Nu e nevoie să citim capitolul 2 din Roman, dar ne va ajuta. Ca să aflăm că oamenii, da, chiar și cei religioși, cei care se socotesc corecți, fiecare dintre oamenii așa zis buni, toți au nevoie de salvare și de un mântuitor. Poate că ești unul dintre cei care încearcă din greu să facă binele, poate chiar ești o persoană cum se cade, sau poate că ești un tip foarte religios care urmezi cu strictețe cerințele ritualice sau diverse coduri de comportament. Dragul meu, poți fi cea mai drăguță sau cea mai religioasă persoană din lume, dar dacă nu-L cunoști și nu-L asculți pe Iisus Hristos, îmi pare rău, ești la fel de pierdut ca restul. Poftim? Parcă aud. Stai puțin. Cum rămâne cu Dumnezeu este dragoste? Pe acest Dumnezeu îl caut și vreau să-L urmez. Da, te înțeleg, ai dreptate. Dumnezeu este dragoste, dar dacă nu accepți, dacă nu asimilezi, dacă nu lași să rodească în tine dragostea pe care Dumnezeu ți-o oferă în Iisus Hristos, poziția Lui față de tine este una de mânie împotriva păcatului din viața ta. Vezi și Roman, capitolul 5, versetul 8. Dacă neglijezi și respingi mântuirea pe care ți-o oferă Dumnezeu în Iisus Hristos, singura opțiune care îți rămâne este să plătești tu pentru propria salvare, să te răscumperi singur. Iar dacă vei încerca asta, vei constata că la judecată Dumnezeu te va examina printr-o grilă care cuprinde următoarele principii reieșite din același capitol 2. 1. Dumnezeu știe cine ești cu adevărat și te va judeca bazându-se pe fapte. Scrie în Roman 2, versetul 2, judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul. Apoi, felul tău de viață va fi examinat. Roman 2, versetul 6, El va răsplăti fiecăruia după faptele lui. La marele tron alb, Dumnezeu va judeca oamenii potrivit cu ce a făcut fiecare. Al treilea principiu, toți vor fi judecați după același standard. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului, scrie în Roman capitolul 2, versetul 11. Al patrulea principiu, cele mai bune aturi ale noastre vor fi insuficiente. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Roman 2, versetul 13. Al cincilea principiu reiese din Roman 2, versetul 15 și îl putem enunța așa. Toți am dat greș și ratăm sistematic țintele, însăși cugetele și gândurile noastre ne învinovățesc. Iar al șaselea, totul va fi dat pe față la judecată, niciun secret nu va rezista. Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Roman 2, versetul 16. Ceea ce credeai că ai ascuns bine, că n-are cum să se afle, va fi dat pe față de Dumnezeu. Iată ce te așteaptă deci. Dacă nu vrei să-L accepți acum pe Iisus și mântuirea Lui, care încă te așteaptă, doar așa, atunci Iisus se va ridica în apărarea ta la judecată, își va arăta mâinile străpunse și va spune și datoria Lui a fost plătită. A murit și în locul Lui. E infinit mai bine să aud aceste cuvinte decât verdictul implacabil despre care vom afla data viitoare.